Cazul polițistului Valer Covaci, care pur și simplu, dragi cetățeni români, pentru că omul acesta, inclusiv că a făcut o fotografie cu Cristian Terheș, până la urmă e dreptul omului, e convingerea lui. Dar fiți atenți, pentru că acest om, apropo de modul în care e asigurată siguranța pe drumurile din România, a amendat CNAIR-ul cu 16, dau un exemplu, cu 16.500 de lei după un accident, soldat cu daune materiale și uciderea unui animal pe autostrada Timișoara-Lugoș. Domnule Cristian Terheș, și acest om a fost dat afară. Pentru că de ce? L-a nemulțumit probabil pe domnul Grindeanu, cel cu ceasuri exact. De 10.000 de euro. În ce țară trăim, domnule Cristian Terheș? Am văzut câteva pagini din referatul respectiv pe care l-a primit domnul Valer Covaci. Eu am fost șocat de faptul că zice, și-a făcut o poză cu Cristian Terheș când a fost este incredibil, dar nici comuniștii nu cred în el. Alucinant! Păi gândiți-vă, miniștrii care se duc la poliție, nu? Să-și fac poze peste tot. Păi ce face? Nu? Nu-și mai fac polițiștii poze cu nimeni, adică e o nebunie. În plus de asta, dacă vă uitați, am mers într-adevăr în vamă. Cred că a intrat pe live, când eram în live, pentru că el era în misiune și a venit acolo. Dar eu nu m-am folosit de imaginea dânsului. Adică n-am postat poză cu el până acum, de când ce a fost dat afară. Situația asta abuzivă, adică da. Tocmai, cum să vă spun, chiar nu m-am folosit în scop politic. La mine pe pagină nu o să găsiți o imagine cu el, că aici e culmea. Nu o să găsiți o imagine cu polițistul Covaci, unde eu mă folosesc de imaginele ca polițist ca să-mi fac eu campanie sau imagine. Că nu era corect. Când eu am fost la Nădlac și am făcut filmările de acolo, noi mai colaboram, să spun, mai vorbeam pe internet și vorbim și în continuare când erau chestii care erau importante pentru poliție, să înțeleg anumite lucruri. Că vă dați seama, trebuie să fii într-un astfel de sistem sau cineva de acolo să-ți explice niște lucruri. El a venit la Vama Nădlac când eram acolo, văzându-mă pe live, și el mi-a explicat de accidentele care se întâmplă, că eu nu știam, eu nu puteam să-mi explic. Dom'le, cum adică pe autostradă cu două benzi tu ai accidente de circulație unde se bagă o mașină sub un tir? Cum adică, pentru cineva care n-a fost acolo să înțeleagă, mă, sunt două benzi. Dacă vezi tirul în fața ta, te duci pe banda din stânga, nu-i așa? Și el îmi spune, deci merge cu mine și mi-arată că de fapt problema este că pe partea dreaptă a carosabilului tu ai o bandă ocupată de tiruri care stau la cozi interminabile să iasă din România spre Ungaria. Ori tirul ăla care e pe partea dreaptă, tirul din fața lui poate a ajuns la timpii ăia maxim de condus și dacă depășește un anumit număr de ore, nu mai poate conduce. Trebuie să stea pe loc unde îi. Tahograf, altfel îl amendează. Exact. Tirul din spatele lui trebuie să-l depășească. Deci tu ai două tiruri staționate, tirul din spate îl depășește cu 2 km la oră, nu? Că nu-l poate depăși cu 100 de km la oră. Și tu ai din spate o mașină care îți vine cu 130 de km. Și aia să trezește mașina, cu dita ai tirul în fața, de fapt nu cu un tir, cu două tiruri. Unul staționat și un tir care îl depășește pe ăla staționat. Păi unde să mai depășești? Că nu mai e loc. Și se bagă sub tir. Ăsta e motivul pentru care în zona respectivă sunt atât de multe accidente mortale, dar din alea crâncene, adică oameni decapitați. Gândiți-vă că te trezești cu intri cu 120 sub un camion de genul ăla, sub o remorcă de camion, tot ți-a tăiat capul. Gata. Ei, polițistul Covaci ce făcea? Făcând patrulare pe zona aia de autostradă, înainte să intre sau să ajungă mașinile la zona aia unde erau aceste camioane, le oprea, le trăgea pe dreapta, mă rog, făcea o serie de lucruri ca să-i, mă rog, preventive să spun, să evite astfel de carnagii. Deci omul acesta, nu numai că amenziile pe care le-a dat la CNAIR au fost pe bună dreptate, că ei n-au făcut drumul, că au fost grob, că nu știu ce, dar omul ăsta, prin activitatea sa de polițist, a salvat o grămadă de vieți umane. Numai pentru lucrul ăsta trebuia să fie decorat. Pentru că, vedeți, cât de iarăși, când ne întoarcem, sărim cumva de la medici la polițiști. Toți am întâlnit medici nenorociți, dar am întâlnit și medici buni. La fel și cu polițiștii.
Am mai întâlnit nenorociți în poliție, dar am întâlnit și oameni buni, care erau profesioniști, care te respectau, care nu erau acolo numai să-ți dea amendă. Ori Valeriu Covaci a fost un astfel de polițist. Cum să-l dai afară pe un astfel de om? Adică e ceva de bezna minții. Vă aduceți aminte de scandalul de la Bihor, când a fost un om de afaceri, un mare mahăr, Micula, da, din Bihor, fiul respectivului, i s-a dat acces într-o bază de date a poliției să caute pe cineva? Da. Păi spuneți-mi mie cu ce mai... Ăla, uitați-vă ce li s-a întâmplat la ăia de acolo. Mustrări, chestii din astea. Păi nu se poate. Ce mai grav? Să ai civil acces, sau nu civil, o persoană neautorizată, unei persoane neautorizate să dai acces într-un astfel de sistem informatic, sau să faci ce a făcut Valeriu Covaci, că, mă rog, a făcut poză cu una, numai cu mine a făcut, cu mai mulți a făcut, și cu trecători a făcut, dar când eram în parcare acolo și vorbeam, vă dați seama, trecea lumea pe lângă noi, pe autostradă, intra în parcare, venea să-și facă poze. Și cu mine, și cu el, și separat, și împreună. Că asta e, te știe lumea. Da. Deci a fost efectiv șocant. Iar când am văzut bucata aia din referat, zice, și-a făcut poză cu europarlamentarul Cristian Tereș. Ceva așa, credibil. Ceva. Vă dați seama. Deci, da. Din păcate, țara a văzut. Eu sper că actualul ministru al internelor, Cătălin Predoiu, totuși va da dovadă de responsabilitate și maturitate și va repune în funcție pe acest polițist care chiar merită să fie repus în funcție, și ceea ce i s-a întâmplat este un abuz de nedescris.